Pace ție, binevestitorule! Sfântul Dimitrie cel Nou a fost un păstor care a trăit în secolul al XIII-lea în satul Basarab, din Bulgaria. După ce s-a călugărit, a trăit într-o peșteră, acolo unde a și murit. Dumnezeu i-a prevestit ceasul morții și așa el s-a pus între două pietre și a dormit în Domnul, iar mult mai târziu apa lomului, când a crescut foarte puternic, a descoperit trupul său neputrezit. În 1774, în timpul războiului ruso-turc, moaștele au fost aduse în Catedrala Patriarhală, unde sunt și azi. Sfântul Dimitrie cel Nou e considerat ocrotitorul Bucureștilor. La început de secol XIX, i-a salvat pe locuitorii orașului de holeră și de foamea cauzată de secetă. De curând, cea mai înaltă autoritate a Bisericii Ortodoxe Române a hotărât cum să fie reprezentat acest sfânt în icoane. Sfântul Dimitrie va fi reprezentat în toate icoanele, ținând în mâna stângă Catedrala Patriarhală, iar în mâna dreaptă toiagul de păstor. Totodată, acesta va avea și o titulatură oficială, Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor. Un sfânt la care vin să se închine an de an zeci de mii de pelerini în ziua în care e sărbătorit. De cât timp stați la rând? De la 6 de dimineață. 6 ore? Da. Am venit cu mare drag pentru Sfântul Dumitru, să ne bucurăm, să fie bine, pace. Sunteți obosită? Da, dar pentru Sfântul Dumitru nu. Pelerinajul a început de săptămâna trecută și până acum nu a fost niciun incident. Sute de jandarmi au fost mobilizați și au făcut ca totul să se desfășoare în bună ordine. Au urcat pe Colina Bucuriei până în acest moment peste 80.000 de pelerini. Ne așteptăm ca în următoarele două zile și astăzi, desigur, numărul acesta să crească foarte mult. Baldachinul în care se află raclele cu moaștele sfinților Dimitrie cel Nou, Dimitrie Izvorătorul de Mir, Constantin și Elena și Nectarie va rămâne în curtea Patriarhiei până duminică.